Doar câteva minute înainte de a ateriza forțat pe un versant pustiu, Adrian Iovan a stat de vorbă cu turnul de control. A cerut permisiunea să coboare la o altitudine mai mică ca să elibereze avionul de gheață care s-a adunat pe fuzelaj. Deși era o situație riscantă, în înregistrare pilotul nu pare îngrijorat. Dar la numai câteva minute după ultima conversație cu turnul de control, se lupta pentru viața lui și a pasagerilor. Ora 13:38, decolarea. Un avion de mici dimensiuni de tip BN2 prinde viteză pe o pistă din aeroportul Băneasa. La manșă e poate cel mai cunoscut pilot din România. Adrian Iovan îi va duce pe medici la Oradea. În 3 ore ar trebui deja să aterizeze acolo. În apropiere de Sibiu ia legătura cu turnul de control. Suntem la 15 bile. Tango 111, puteți urca la 90? Însă temperaturile scăzute au început să-i atace avionul. Gheața se depune pe fuzelaj și îngreunează misiunea omului de la manșă. Este fenomenul de givraj pe care orice pilot știe să îl evite. Se învață la școală în simulator. Because the weight of the aeroplane has increased, the flight characteristics of the aeroplane have been reduced. If you try to maintain the altitude, then because of the increased weight, it's going to slow down. Avionul cu medici reduce din altitudine ca să scape de chiciura de pe aripi, deși unii specialiști spun că iarna e indicat ca aeronava să se ridice, nu să se apropie de pământ. La sub 3000 de metri dispare de pe radar și rămâne pe cont propriu. La 15:32 pilotul încearcă să comunice iar cu turnul de control, însă mesajele lui nu ajung la nimeni. O defecțiune tehnică le-ar fi tăiat apoi aripile și ceața le-a ascuns pericolul de sub ei. Pe parcursul trecerii munților a survenit un val de ceață. Avionul a givrat, a pierdut înălțime, a pierdut un motor. Am văzut copacii de aproape. La ora 16:16, supraviețuitorii au cerut ajutor și a început lupta pentru salvarea lor.